Bună ziua tuturor! Deoarece vine sezonul cald și toți vrem să avem un corp tonifiat, frumos, fără urme de celulită, astăzi împreună cu colega mea Olga o să discutăm despre celulită, despre metodele de combatere a celulitei, îndeosebi la persoanele care au boală varicoasă sau insuficiență venoasă. Deci, Olga, astăzi o să începem cu un masaj întâi anticelulitic, da? De la Lipocafin cu gelul nostru anticelulitic, care este un gel pe bază de extracte vegetale. O să facem partea posterioară întâi, da? Așa. Este foarte eficient, îndeosebi la cei care au boală varicoasă, unde respectiv nu se indică careva tratamente foarte agresive pentru a nu traumatiza și mai mult venele, dar acest gel este foarte binevenit, așa, deoarece are un efect foarte bun decongestionant și regenerant pe bază de efectele de, așa, produsele lui naturale. Deci are cafeină, da? Are cafeină care are un efect lipolitic și drenant bun. Are iederă, extract de iederă, care este un foarte bun regenerant, dar el așa este gelos, da, așa. O să-l aplicăm cu mișcări de sus în, așa, de jos în sus, ok, așa. Pe lângă toate astea mai are extract de grapefruit, de limonenă, și extractul de caștan, care mărește foarte bine permeabilitatea vasculară. Deci, între timp cât o să facem masajul, o să mai vorbim despre linia pe care o mai avem de la lipocafeină, dar și despre cum am mai putea noi combina anumite proceduri îndeosebi la cei care au și insuficiență venoasă. Deci, atunci când apare o insuficiență venoasă, este o dereglare deja în circulație, pentru că venele aduc sângele de la periferie spre centru. Și dacă apare o dereglare în circulație, tot surplusul ăsta de sânge de obicei dă edeme, dă dureri în picioare. Și faptul ăsta că e inestetic, dar și apare, celulita mai tare se agravează. De fapt, ce celulita? Celulita este o acumulare de țesut adipos la nivelul coapselor, la nivelul fieselor, la nivelul brațelor, care nu este o problemă medicală, dar este o problemă mai mult cosmetică. Și de foarte multe ori persoanele se adresează cu scop de a ameliora aceste deformațiuni care apar. Pentru că inițial apare doar coaja de portocală la palpare, ulterior ea apare chiar și când nu apăsăm să vede, ca în final acești noduli deja să apară chiar svad vizibil. Așa? Simțiți ceva? Nu se simte nimic, da? O senzație ușoară. Nu este dureros, este foarte plăcut. Așa. Da. Așa. Nu dă roșață. Așa, perfect. O să avem un efect de revigorare. Pielea o să devină mai elastică. Chiar simțim iată la masare, simți că pielea devine mai elastică și dă o senzație foarte bună de ușurare. Așa. Așa. Perfect. Perfect. Așa. Mai departe. Deci scopul nostru acestui masaj este să îmbunătățim circulația locală cu scop ca să mărim eliberarea lichidelor din celulele adipoase. Că până la urmă celulita este o acumulare de lichid în celulele adipoase. Și se primește un cerc vicios, circulația nu este bună, respectiv celulele se măresc în dimensiune, acolo și mai mult se produce hipoxie, se produce fibroză și respectiv scopul nostru e de a îmbunătăți circulația și de a face să vină mai mult, să fie mai bună oxigenarea la țesutul, respectiv o să avem și o senzație foarte bună de ușurare. Așa.
Aici foarte bine merge și procedura de carboxterapie, care se poate de efectuat la pacienții cu, chiar cu boala varicoasă, deoarece la fel vine un aport de oxigen mai mult spre țesuturi, are loc oxigenarea și respectiv se duc lichidele din țesuturi și un efect de mărire a metabolismului este. Așa, foarte bine. Cam cât, ce volum merge de produs iat pentru la o procedură, Olga? 40 de mililitri. Undeva 40 de mililitri. Adică el se întinde așa foarte bine, e foarte ușor și nu merge foarte mult produs pentru o procedură. Așa. Cam cât timp ne ia, iată, ca să facem un... Aproximativ 10-15 minute. Așa. Așa. Putem acest gel să-l facem ca masaj, dar putem să-l folosim chiar înainte de proceduri cu aparat care au scop cu scop lipolitic sau de întărire iarăși a vaselor. Îl putem efectua câteva minute, masăm înainte de procedură și după asta putem aplica aparatele cu care noi lucrăm. Așa. Din gama lipocafein mai este o cremă iarăși foarte bună în lupta cu celulita. Iată, crema anticelulitică cu adiuvant în el tratamentul de la celulite. Așa, este o cremă nume anticelulitic foarte bună. La fel are extract de cofeină, care este un lipolitic și un drenant bun. Este extractul de iedere, care este regenerant și tonifiant. Extractul de caștan, care mărește permeabilitatea vaselor și respectiv avem iarăși un efect de întărire a vaselor. Și avem escina, care dă efectul de drenaj, respectiv circulația este mult mai bună. Iar și o putem folosi în combinație și cu alte proceduri sau doar ca, în sine, doar ca tratament în timpul masajului. Respectiv vom avea eliminarea retenției de apă, vom avea o piele mult mai fermă, mai catifelată și un efect lipolitic bun. Așa, din linie mai este încă acest tip de cremă care are în el extract din enzime de ananas. Are alge brune, care o să ne dea un efect triplu și lipolitic, dar și regenerant și remodelant. Iarăși îl putem folosi doar ca masaj sau în combinație cu aparatele. Așa, noi continuăm procedura noastră, partea, da? Partea așa, iarăși cu mișcări o să efectuăm procedura. De mișcări de circulare, așa, de masaj. Așa. Poftim. Stăpredu. Doar o să facem împachetare cu gelul. Ulterior, după ce o să finisăm cu masajul, o să facem deja împachetare, dar fără încălzire, da? Fără încălzire, pentru că de obicei nu se recomandă când circulația este, avem probleme de circulație, nu se recomandă procedurile foarte fierbinți și de aceea o să facem o împachetare rece cu gelul iarăși de la lipocafein. Iarăși, pe vreo 20-30 de minute să facem pachetarea. El are iarăși în el extractul de cofeină, care este un drenant și un lipolitic bun. Are mentolul, care o să aibă efect de vasoconstricție și deja un complex care mărește eficacitatea celorlalte produse, anume să îmbibe mai bine în piele. Și respectiv o să avem o piele tonifiată, cu senzația de ușurare, anume la nivelul picioarelor, foarte bine scoate senzația de greutate. Și respectiv pielea o să fie mai tonifiată și mai hidratată. Așa,
Iarăși aici avem efectul de drenare. Anume, efectul de drenare este foarte bun cu scop de a, de a scoate retenția de lichide. Așa. Iarăși, când nu este vorba de insuficiență venoasă, putem combina cu vacuum-masajul. Toate procedurile care o să stimuleze circulația locală, respectiv o să îmbibe și produsul mai bine, dar în cazul când este problemă în circulație, nu se recomandă de efectuat proceduri traumatice. La fel putem, când avem deja celulită mai agravată, deja când este fibroză, de obicei se recomandă și proceduri cu aparat, dar aici putem combina și procedurile injectabile de mezoterapie, anume sau cu scop lipolitic, sau cu scop de drenare a surplusului de lichid din zonă. Respectiv, aceste proceduri iarăși trebuie efectuate ca cură de tratament, în general 5-6 proceduri la interval de 10-14 zile pentru a avea un efect bun. Și anume să vedem rezultatele și micșorarea în volum lipolitic, dar și ca micșorare a celulitei. Pentru că deja când este o formă mai avansată de celulită, de obicei își trebuie de combinat mai multe proceduri împreună pentru a avea un efect bun. Și încă, așa, care, așa, așa, așa. Eta, mai avem așa linie, din lipocafein avem cu fosfatidilcolină, care merge ca lipolitic, iarăși o putem aplica înainte de procedurile cu aparat pentru a mări efectele procedurii prin mișcări circulare, respectiv o îmbibăm în zonă. Așa. Și mai avem linia așa fango, care o să ne dea un efect de răcire, dar merge foarte bine, anume pentru celulita, atunci când este edemul, efectul dă bine de efect de ușurare și efect de drenare foarte bun. Așa. Ce facem noi? Așa, o să simte deja senzația de ușurare, când o să, deja la mers, o să fie senzație de picioare mult mai ușoare, pentru că imediat, chiar după procedură, este senzația de scăderea greutății din zona pe care noi am tratat-o, senzația de ușurare. Așa, și acum noi o să mergem deja la împachetare, o să facem împachetarea cu gelul. L-am arătat și mai înainte, așa, gelul Fredo. Așa, el dă senzația de rece. Cam tot așa, cantitate cât am aplicat și aici. Așa. Da, el este așa incolor la culoare, da? Da. Și are ușoară senzație de mentol, pentru că are mentol și este senzație de foarte plăcută mirosul. Chiar pentru cei care, de exemplu, sunt alergici, mirosul nu deranjează. Așa. Și mai departe. Să povestesc despre linie și mai cu alge. Când nu-i vorba de, vorbeam că cei care au insuficiență venoasă nu se recomandă proceduri fierbinți, putem combina împachetările deja calde, unde avem extract din alge, care trebuie deja să le amestecăm, el vin uscate, trebuie să le amestecăm cu apă fierbinte pentru a obține o masă omogenă. Avem nămolul gata pregătit, pe care putem face împachetări doar cu el sau putem combina împreună cu algele pentru a avea un efect de drenare mai bun și de hidratare. Așa. Și deja, avem gata pregătite benzile. Aici este gelul și noi amestecăm gelul și vin cu benzii cu împachetare la rece. Dă un efect anume anticelulitic bun și de, iarăși de drenare. Așa. Mai departe. Și
ce o să facem? Pe cât timp o să lăsăm împachetarea? 20 de minute. 20 de minute. Așa. Împachetăm. Așa. Așa. 20 de minute. Așa, 20 de minute. Cam uitat să spun din avem pat atunci când merge la toate stadiile de celulită, de la celulită începătoare până chiar când avem noduli, putem aplica patch-urile, ele sunt gata pregătite și le aplicăm pe noapte în zonele problematice. Adică e foarte ușor de aplicat, se poate de aplicat și acasă, se poate de aplicat și în timpul procedurilor putem să le aplicăm. Adică sunt ușoare de aplicat, ele vin așa în set. Iarăși o metodă bună de a combate celulita. Așa. Este uleiul pentru masaj lipocafein, el are extract de lămâie, și pe bază de ulei, iarăși efectul drenant, se observă după procedură, efectul bun de drenare și de revigorare a pielii. E foarte ușor de lucrat cu el, de obicei nu necesită surplus foarte mare, o cantitate foarte mică, adică e econom în lucru. Și la final de procedură putem aplica, avem așa un sier care e bifazic, de el se vede că e bifazic, așa? Aici este și ulei. Putem să aplicăm sau mai întâi. Da, sau după. Sau înainte de? Sau după. Putem să aplicăm și înainte și după. Da, trebuie să-l amestecăm foarte bine pentru a avea efectul ăsta bifazic și iarăși o să avem efectul anticelulitic chiar din primele proceduri. Da, și pentru uz casnic putem folosi și crema, iată așa, avem cremă de linia Staminalis, pentru o cremă pentru a hidrata și a revigora pielea. Iarăși, ei e foarte ușoară de aplicat. Așa. E foarte ușoară de aplicat. Așa, da. Da, și are un miros foarte plăcut, apropo. Și nu necesită iarăși o cantitate foarte mare. Da, și putem să facem un masaj. Da, îndeosebi acum după primăvară, pe timpul primăverii, toți au pielea foarte uscată. Crema e binevenită pentru corp, da. Atât după proceduri, cât și în condiții casnice, crema o să ne dea o elasticitate. Chiar e foarte plăcut crema. Da. Dă o elasticitate bună pentru... E iarăși pe bază de extracte vegetale. Și așa. Intră în piele. Bine. Și, da, intră în piele, practic nu se simte. Chiar intră bine. Așa. Intră în piele, perfect. Așa că pentru... Iarăși, încă o dată o să mai amintim de gelul nostru anticelulitiu care l-am făcut inițial. Da? Asta pentru... Se poate folosit și acasă, după duș, și în condiții de profesionale, în combinație cu masajul sau cu alte proceduri. Deci efectul lui e anticelulitic foarte bun. Împachetarea am făcut-o cu gelul Fredo, care are mentol, are efect răcoritor, vasoconstrictor și respectiv o să avem o drenare bună și un efect de ușurare. O să avem crema noastră anticelulitică, care anume pe bază de extracte vegetale, dar are un efect anticelulitic chiar din primele zile cât ne folosim, vedem efectul anume anticelulitic bun și respectiv acest tip de cremă care are o acțiune triplă, pentru că are și acțiune lipolitică și acțiune drenantă și acțiune de fermitate a pielei, iarăși putem să-l folosim. Avem linia lipocafein cu fangogel, iarăși cu extract de fosfatidilcolină care are un efect lipolitic. Așa.
Și așa, deja crema care este un cu efect de așa, răcoritor, are un efect de răcoritor. Crema care am vorbit cu dehidratare staminalis, așa, și respectiv procedurile de salon care le putem face, avem algele, avem nămolul și putem să le combinăm sau putem aparte să facem cu ele și deja avem algele care vin deja ele vin uscate, așa, ca un set și le iau în ele și așa, ele vin uscate, așa, în set și noi deja trebuie să le pregătim pentru a face, așa, este. Așa, putem să, da, putem să arătăm cum arată pielea după. Culoarea pielei nu s-a schimbat, dar observăm că pielea așa e mai caldă un pic, parcă. Așa. Dar nu avem roșeață. Nu avem absolut nicio roșeață și nici senzații careva nu cred că sunt. Așa. Noi putem să să putem masa un pic. El iarăși foarte bine se masează, mă duc să îmbibă foarte bine în piele, așa. Chiar nu lasă urme, da. Adică pe urmă chiar se poate dembrăcat în haine și nu lasă careva urme. Așa. Și se recomandă de făcut două ori pe săptămână. Da, de obicei pentru a avea un efect bun trebuie măcar de două-trei ori pe săptămână de efectuat sau et masaj pe acest gel sau masaj sau împachetare, da? Noi în cazul nostru am făcut împachetare sau putem combina cu proceduri cu aparate. Putem folosi carboxterapie binevenită, anume la pacienții care au insuficiență venoasă. Dacă vorbim astăzi despre tratarea celulitei în cazul insuficienței venoase, din cont că se mărește oxigenarea spre țesuturi, are loc dilatarea vaselor care merg spre celulele adipoase, respectiv apa este eliminată mult mai ușor, are loc mărirea metabolismului local și atât vedem scăderea anume celulilor adipoase în volum, cât vedem chiar o reliefare, adică un relief mai bun atunci când e vorba de celulit, când e vorba de celulită. Și însăși calitatea pielii se face mult mai bună, mult mai elastică, mult mai tonifiată. Respectiv, aici lucrează bine toate procedurile dacă le combinăm. Așa. Atunci când e vorba de o stază venoasă, merg bine și procedurile injectabile care dau efect de drenare, de stimulare iarăși a circulației. Așa. Este o... Pielea a rămas hidratantă. Mai ușor, plăcut. S-a îmbibat total, da? Da, a rămas un pic, dar noi nu am așteptat 20 minute. Nu am așteptat 20 minute, mai puțin. Așa. Și recomandăm și acasă. Dacă, da? Da. Recomandăm și acasă, ca pentru a avea un efect mai bun, mai rapid, atunci după duș, seara, putem prin mișcări așa circulare, putem aplica iată gelul anticelulitic pentru a mări efectele pe care o să le faceți în clinică. Așa. Careva? Da, întrebări. Dacă careva întrebări putem să le... Acum mai avem timp și putem răspunde la... Noi am vorbit așa în linii generale, mai repede, dar dacă sunt anumite întrebări pe anumite linii sau pe anumite proceduri, noi cu mare drag putem să vă răspundem. Bună ziua! Bună ziua!
Da, mă numesc Irina. Eu am vrut să vă întreb referitor, de exemplu, dacă avem un client care a avut intervenții chirurgicale la boala varicoasă, da? Și s-a format în post-operator, se formează țesutul ăsta fibros. Mm-hmm. Prin procedurile astea îl ajutăm asemenea, adică tot aceeași... Țesut fibros anume unde a fost sutura? Da, știți, post-operator, da, se formează intern în interior și din cauza asta are probleme cu... Probabil acolo încă este o problemă cu vasele care nu e rezolvată până la capăt, pentru că probabil s-a scos vasele astea superficiale, dar au rămas vasele mai adânci. Aici se poate de gelul care noi l-am folosit inițial, el mărește bine și circulația și împachetările o să vă ajute bine cu gelul care noi am făcut împachetare, el mărește vascularizarea locală și o să dea efectul ăsta de rece, dar puteți aici să combinați, ar merge bine proceduri, cum am accentuat mai înainte, carboxiterapie. Dacă aveți așa posibilitate, de obicei ajută bine, anume mărește drenarea asta limfatică? Da, mărește anume vascularizarea locală, să vii mai mult, să oxigeneze mai mult zonele astea fibroase, pentru că acolo dacă e zona fibroasă, deja se formează mai dur, probabil. Da, pentru că s-a format în interiorul piciorului post-operator, mă rog, ca la fiecare cicatrice, ca cum ar fi, local. Și din cauza asta are probleme cu... asta limfatică. Edem, dar edemii sunt edemii. Da, sunt și edemii. Dacă sunt edemii, atunci o să meargă bine împachetarea asta cu gelet care am făcut-o noi acum la urmă. Aici o să meargă bine împachetarea cu gel, că el are efect anume de drenare. Efect anume de drenare. Tot să fie bine, dar oricum trebuie să faceți în combinație și cu alte proceduri. Adică faceți și împachetarea cu gel. Dar cu aparataj, care ar fi contraindicat? Contraindicat, aici nu se indic proceduri traumatice. Atâva cu masajul, aici nu se indică. Adică nu trebuie să faceți la pacienții cu boală varicoasă sau chiar, cu insuficiență venoasă, nu se recomandă proceduri traumatice care ar trauma și mai mult vasele din zona asta. Adică aici trebuie proceduri de drenare, limfodrenajul, pentru a scădea din acumularea asta de lichid din zonă. Dar masajul ăsta endodermic cu aparataj este indicat? Poftim? Masajul endodermic. Cred că puteți face în zona asta. Dacă să fie ușor. Da, ușor. Ușor puteți face în zona asta. Anume să mărim eliminarea lichidelor, să drenăm. Și puteți să-l combinați cu produsele din linia lipocafein, anume care, cei ce noi am folosit gelul ăsta Fredo, el dă anume efectul ăsta de drenare, de... El nu încălzește, da. Noi nu trebuie să facem aici împachetări fierbinți, iată, mai accentuat. Că nu se recomandă. Atunci se exclude inclusiv răful, ecavitația, da, aici nu. Și foarte bine aici merg și benzile gata pregătite cu gel. El iarăși au efect de drenare bun. Care ați zis că le punem la frigider. Poftim? Care putem să folosim de maxim 2 ori, putem să folosim. Poftim? Da. Pentru un pacient doar putem să folosim de 2 ori. Dar doar la un pacient. Bine, mersi mult. Dacă mai aveți întrebări, mai noi vă răspundem cu mare drag. Da, procedurile de gen RF fierbinți sau care nu se indică în așa caz de făcut, pentru că sunt total contraindicat tot ce e fierbinți, pentru că din potrivă ar deregla din procesul ăsta care și așa este stază, s-ar face și mai accentuată. Noi din potrivă trebuie să efectuăm proceduri care ar mări permeabilitatea, să duc lichidele mai bine, pentru că se primește un cerc vicios, de exemplu aici este celulită și este stază venoasă și respectiv nu vine oxigen la țesuturi, acolo se produc iar masă, se produc fibre, celulele astea adipoase de obicei se transformă în fibroase cu țesut care de obicei nu este norm, dar din cauza că este hipoxie se primește că nu lucrează cum trebuie și metabolismul la fel este încetinit și mai mult masa adipoasă se acumulează în aceste zone. Și de ce noi trebuie să stimulăm anume lichidele să le eliminăm cât mai ușor?
să crem cu da, lichid pentru mâna. Da. Dumneavoastră spuneți că se poate și de făcut și injectările astea cu lipolitice sau în cazul dat? Eu nu vorbeam. Lipoliticul, unde avem masa adipoasă mult și ne permite stratul adipos, putem face lipolitic. Dar se indică produse care ar mări eliminarea de lichid. De exemplu, noi din gama Presens avem celulit pe care îl putem combina cu structura, anume cu efect de iarăși să drenăm lichidele din zona asta. Dar structura se injectează. Da, da, injectați. Structura are efect anume de stimulare a pielii în zona asta, să facem pielea mai bună, pentru respectiv că noi circulație suferi și pielea. Și noi putem... Da, devine mai flască exact, și mai lăsată. Exact, în zona asta putem cu succes injecta și structurul, puteți să-l combina singur sau puteți să-l combinați cu celulitul, o să fie efect mai bun dacă o să-l combinați cu celulitul. Păi atunci, dacă, de exemplu, îl combinăm cu structură, la ce perioadă de timp? Interval de timp, da, se poate de injectat? La 10-14 zile puteți face următoarea procedură. Între timp puteți face, folosi din ceea ce noi am discutat azi, puteți folosi între timp aceste produse pentru a mări efectul injectărilor. Pentru a stimula, pentru că se primește că este și ca lipoliză indirect acolo, plus că și efectul de drenare e foarte bun. Am înțeles. Mersi da. Mult. Da, poftim cu mare drag. Dacă cineva mai are întrebări, noi da, pe parcurs, da? Poftim? Da, pielea mea e mai cătifilată. Perfect. Așa. Poftim? Dacă careva nu mai are întrebări? Da. Dacă nimeni nu mai are întrebări, sper că a fost util webinarul nostru de astăzi. Da. Coatele, nu am, mamă. Nu? Mulțumim mult și o zi bună! Mulțumim! O zi bună! Sper că webinarul a fost util și... Da, foarte util la toate celelalte. La revedere! Vă dorim o zi bună, frumoasă! La revedere! Mersi mult! Mersi mult frumos!